Procuratura Generală ne anunță că în dosarul Stoianoglu au fost audiate 5 persoane cu statut de bănuit, iar alte 5 cu statut de martor. Despre alte acțiuni întreprinse ne spune Călin Jucovski. Bună seara, Călin! Bună seara, Sofia! Bună seara, doamnelor și domnilor! Potrivit sursei, în același dosar au fost efectuate încă 4 percheziții și 5 expertize judiciare. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate mai multe dosare și obiecte care ulterior vor fi examinate. Pe 8 octombrie, la expirarea termenului de 72 de ore de la arest, procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglu, a fost plasat în arest la domiciliu. Acesta este cercetat într-un dosar penal pornit pe 5 capete de acuzare. Acestea au fost informațiile. Sofia, ai legătură!